Bună ziua, da? Bun început. Nea, 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 nea. Bă, mai bun, m-am trezit dimineață. Nu știu dacă ați trecut vreodată prin starea aia în care te culci, mergi la culcare, în fine, rupt de oboseală, dormi neîntors, te trezești mai obosit decât erai când te-ai culcat. Știi, starea aia de... Câte ceasul, frate? 7, 6, Hristos a înviat din morți, da? Și astea sunt primele tale cuvinte, sau să mă băg, da? E minunat! Sunt anumite cuvinte cu care te trezești din primele, uite, când merge totul bine și totul e ok, mă trezesc, nu o să o vină să credeți, cu La Vie en Rose în cap. Da? La Vie en Rose. Ziua e bună și alte zile în care mă trezesc și preiul meu cuvânt e organul sexual. Din țavă. Azi e una din alea, da? Că e 18 august, n-are importanță că e 18 august, dar de o vreme tot mă trezesc cu ideea că după ce am citit articolul ăla din Adevărul, pe care vi l-am recomandat și vouă cu românii care sunt fataliști, superstițioși, mi-am dat seama că într-adevăr, frate, sunt fatalist. La ce pun să te chinui? Ieri dau un răspuns cuiva, nu mai știu exact cu ce era discuția, și zic, da, bă, după război, că o să ajungem să mâncăm gândaci. Am pus, nu știu ce naiba, am vorbit despre mâncărurile pe care nu mai poți să le bagi în tine, că îți fac rău, și toate acum îți fac rău, se pare, după studii. Și mi-a comentat omul și zice, bă, o să ajungem să mâncăm gândaci. Da, aveți răbdare, în curând. Până la sfârșitul 2020, sigur o să ajungem să mâncăm gândaci locuind în canalizări. Deci o să fie un război, urmează, se simte, e în aer. E în aer. Mă uitam, unii nu vor, frate, să trăiască, nu vor să reziste, nu vor să existe și în anii care vin. Coreea de Nord reia producția de plutoniu. Bine, vorbim de Coreea de Nord, da? Care Coreea de Nord de vreme e ca un câine care latră după gard. Dar, în continuare, Coreea de Nord reia producția de plutoniu, avertizând că testele nucleare vor continua din cauza Statelor Unite. Și treaba ăștia unii cu alții, nu știu. Ei, mănâncă cur și pe unul și pe altul, adică ăia, Statele Unite, în loc să stea la ei acasă să-și vadă problemele lor, că nu e zi în care să nu se împuște oameni între ei și să nu moară măcar 15-20, așa, caudă unde, ăștia să facă ordine în ograda altuia, da, păi în fine. La ce m-a dus cu gândul chestia asta? Coreea de Nord reia producția de plutoniu, avertizând că testele nucleare vor continua. Și stau și mă gândesc, băi, țara aia, Coreea de Nord, care e ținută cu spatele la zid de toate națiile lumii. Da? Oamenii care nu importă, nu exportă, trăiesc de pe zi pe alta, sunt vai de curul lor, sunt cenușii, sunt gri, rupți în gură de foame, le lipsește absolut orice. Da? Oamenii ăia, totuși, cei de sus, nu populația, că populația cu siguranță ar vrea să trăiască bine și să fie liniște și la ei, oamenii au decis totuși să ignore cu succes ce dorește lumea de la ei și să facă ce vor. Și mă gândeam, băi, de ce n-are România portavioane, de exemplu, sau submarine, sau flotă militară? Pentru că ne-au impus rușii chestia asta. Da? Și mă întreabă cineva zilele trecute, bun, măi, dacă ne-au impus rușii chestia asta, Coreea de Nord, de exemplu, are restricții la absolut orice și puterea la bască și își face treaba în continuare. De ce să nu facem la fel? Adică, chiar în halul ăsta am ajuns. Nu chiar în halul ăsta am ajuns. Suntem o țară slabă, suntem o nație slabă, suntem un popor ascultător și se vede, ne calcă în picioare oricine, și nu vorbesc de cei din afară, ne calcă în picioare cei dinăuntru. O să ajung și la povestea cu Tăricianu, că, logic, toată lumea vorbește despre Tăricianu. Noi acceptăm să ne calce în picioare inclusiv cei pe care i-am rugat cu lacrimi în ochi să ne conducă. Și ne calcă în picioare, ei își fac treaba, calcă peste noi și noi suntem mulțumiți. Suntem un popor slab, așa este, un popor fără voință. Suntem, trebuie să admitem chestia asta. Și singura variantă ca să scăpăm de lipsa asta de voință a majorității este să plecăm din țară. Da? Plecăm din țară pentru că dacă rămânem în țară, ne sunt încălcate
toate chestiile bune, de la drepturi până la personalitate, până la ceea ce ne face pe noi oameni. Suntem sclavi. Mi-e din ce în ce mai clar. Îmi pare rău că, vedeți, adevărul n-a zis rău în articolul ăla. Suntem o nație de fataliști. Ce se întâmplă în momentul ăsta în România nu mai poate fi schimbat. Cred că nici printr-o revoluție. Chiar dacă, să zicem, mâine poporul român se ridică, ca la 1907, cu bâte, furci, torțe și coase, ia cu asalt palat, nu acolo, în palatul Parlamentului, e partea proastă a României. Ar trebui să ne sinucidem toți. Toată populația României, ca cei care vor veni după noi, să o ia pe curat de la zero și poate vor face mai bine decât noi. Eu am tendința să-i înjur pe ăștia de la putere, pentru că am văzut că de vreme iau numai decizii proaste pentru noi. Și fac abuz de puterea și de influența pe care o au ca să ne arate cât de mici, neînsemnați suntem noi față de ei. Și că singura noastră datorie este să îi repunem în funcție la fiecare 4 ani. Asta este singurul nostru drept. Nu suntem cu nimic diferit față de Coreea de Nord. Suntem o țară în continuare condusă de niște oameni care nu lucrează pentru populație. Diferența este față de Coreea de Nord că ăia au decis să ignore ce vrea lumea de la ei. Și da, chiar dacă se fac de tot ridiculul, dacă se fac de tot rahatul în lume, ignoră ce își dorește lumea de la ei. Noi, în schimb, acceptăm orice decizie, oricine vine. Că europarlamentarul ăla maghiar care a venit să ne facă ordine în instituțiile publice din Covasna și i-a certat pe lucrătorii publici că nu vorbesc maghiară, am acceptat și chestia asta. În loc să o dăm în judecată, ca stat, poporul, statul român, da? Să o dea în judecată pe proasta aia, am acceptat-o și chestia asta și ne-am pus capră din nou. Și probabil, pe baza unei decizii a Parlamentului European, vom învăța cu toții maghiară. Și nu sunt naționalist sau ultranaționalist, sau mi se pare idioțenie să vină oamenii și să ne facă ordine în casă, pentru că e clar că noi nu suntem capabili. Ikea a mai cumpărat încă 12.000 de hectare de pământ. Nu e o problemă, bine că se cumpără, dacă noi nu știm ce să facem cu el, măcar să-l vindem altora. Am publicat astăzi de dimineață pe Facebook o hartă ca să vedeți ce înseamnă românul. Românul cu putere de decizie, mai ales. O hartă a terenurilor deținute de firme străine în România. Aproape 40% din pământul agricol, da, al României este deținut de altcineva, prin cumpărare. Când se întâmplă asta? Harta respectivă este din 2014. Foarte, foarte frumos de citit articolul, nu știu dacă am pus și link către el. Povestea aia cu posibilitatea de a cumpăra străinii pământ în România a început la 1 ianuarie 2014. La sfârșitul lui 2014, peste 40% din suprafața agricolă a României fusese deja vândută către străini. Deci ne-a trebuit mai puțin de un an ca să vină în jumătate din teritoriul agricol. Suntem foarte buni la chestia asta. Când e vorba de autodistrugere, suntem fantastici. În rest, nu ne pricepem la absolut nimic. Dăm niște legi de tot rahatul împotriva propriului popor, îi nebunim pe oameni cu taxe și impozite, taxe, ne auto-educăm să-i ridicăm în slăv pe cei care ne lovesc cu biciul, ne auto-convingem de faptul că așa trebuie să meargă treaba, nu... Ce ai să faci? Cu cine să te bați? Și acceptăm fatalist ceea ce ni se întâmplă. Și asta nu poate însemna decât bravo, mă, așa ne trebuie. Am scăpat de dictatură în 89,
și am ales altă dictatură după 89. Și o alegem constant. De ce? Pentru că suntem obișnuiți cu dictatura. Trăim cu senzația că e o democrație. Nu e. Poți să spui ce vrei. După care, ce supără va dispărea. E și asta un fel de dictatură. Pot să spun ce vreau. La un moment dat, dacă supăr pe cineva, dacă în momentul ăsta supăr pe cineva pe plan local, de exemplu, nu veți mai vedea această emisiune. Că se face? Mi se pare că trăim într-o democrație. E foarte interesantă sugestia democrației. Singura parte bună după 89 este că, într-adevăr, am putut pleca din țară. Și toată lumea mă întreabă de ce am fost atât de dobitoc încât să mă întorc. Lucru care mă întreb și eu, singur. Coreea de Nord a reluat producția de plutoniu și nu intenționează să înceteze testele nucleare atâta timp cât consideră că există amenințări din partea Statelor Unite. Bine. Bravo lor. Ikea, vă spuneam, a cumpărat 12.800 de hectare de pădure în România, în județele Iași și Neamț, ajungând în momentul de față să dețină numai puțin de 46.700 de hectare de pădure în țara noastră. Încerc să-mi dau seama dacă vă mai aduceți aminte de toate micile explozii de furie pe internet. Nu ne vindem țara, ne fură pădurile, o să murim, o să ajungem în deșert, copiii noștri nu o să știe ce să ia copaci. Top 10 de petiții semnate de sute de mii de români și trimise celor cu putere de decizie împotriva vânzării terenurilor, împotriva defrișărilor legale și ilegale, masive. Ca urmare, după ce au citit aceste petiții, s-a luat decizia vânzării. Apreciem efortul vostru, ați făcut un efort într-adevăr deosebit, să ne atrageți atenția că nu vreți să defrișăm, nu vreți să tăiem, vreți în continuare să rămână pădurile în picioare, ca urmare am vândut 12.800 de hectare de pădure către Ikea. Ghinion, îmi pare rău, voi ați vrut, dar ce vreți voi nu e important. Ca parte a strategiei IKEA Group de independență a resurselor, IRI Investment SRL continuă investițiile în România prin achiziția unei noi suprafețe de pădure. Noua suprafață este de 12.800 de hectare și se află în județele Iași și Neamț, așa cum vă spuneam. La acest moment, suprafața totală deținută de IKEA este de aproximativ 46.700 de hectare, se arată într-un comunicat al companiei. IKEA mai afirmă în acest comunicat că în primul an de activitate, IRI Forest Management, compania care administrează pădurile achiziționate, a plantat peste 1.000.000 de puieți. Probabil că până la încheierea scrierii acestui comunicat, cei peste 1.000.000 de puieți s-au transformat în arbori multiseculari. Da? S-au plantat peste 1.000.000 de puieți. Păi sper din tot sufletul, nu am stat să-i număr, sincer, nu știu, dar care om care taie mai și pune la loc? Acum, serios vorbind, deși ar trebui să existe o lege, frate, da, ai liber la tăiat, chiar, pe bune, e atâta resursă, mai avem și noi, păduri, copaci. Corect, că restul s-au dat deja. Tăiați! Dar, în schimb, uite, am găsit un loc pe care l-au chelit oamenii de pădure ilegal, păi plantați acolo copaci din nou, măcar să aibă oamenii ce fura. Adică tăiați într-o parte, plantați în altă parte și sper din tot sufletul că IRI Forest Management, compania care administrează pădurile achiziționate de IKEA, a plantat acești peste 1.000.000 de puieți. Dar vorbind de poporul care taie peste 1.000.000 de copaci pentru doar 2 zile, și anume de Crăciun. Da? Tai peste 1.000.000 de brăduți ca să-i moară în casă. Că suntem robări și noi tradițional trebuie să facem treaba asta. Noi ne plângem, nu mai tăiați. Știți cum e? Aș vrea să intre pe toți oamenii ăștia care au semnat petiții împotriva tăierilor masive de lemn, de pădure, împotriva deforestării, împotriva tăierilor ilegale, dacă își pun iarna în casă, brad. Pentru că dacă își pun, sunt niște ipocriți. Tăiat, zic, nu din ăla în ghiveci, că eu sper din suflet că oamenii poate încep să se trezească și își vor lua brăduți de Crăciun în ghiveci. Nu mai trebuie să fie de 2 metri înălțime,
țilei de un metru, stânghiveci, pui trei globuri în el și așa cadouri nu punem sub brad, că n-avem, nu ne permitem. Iar globuri o să ajungem să ne punem becuri arse, vopste cu ojă. Da, că suntem români. Nu s-a inventat încă românul care munci în cinstit să o ducă bine. Și aș întreba pe oamenii ăștia, la modul serios, tu mi-ai semnat împotriva de... Ai, domnule, nu tai decât un brăduț. Da, nu tai decât un brăduț. Dar pe lângă tine mai sunt încă 500.000 de oameni, 600.000 de oameni, 701.000 de români care taie cât un brăduț. Câte unul singur. Nu o să facă ei pagubă, chiar așa, mare rău. Sunt 1.000.000 de brăduți. Evident, nu se taie 1.000.000 de brăduți. S-ar putea, nu știu. 1.000.000 de brăduți care ar putea să devină brazi dacă nu îi tăia. E bine că e cheia cumpărat. Lasă, cumpere. Cineva trebuie să se ocupe și de treaba asta. Am ajuns în starea aia în care nici nu mai merită să te zbați. Eu cel puțin am ajuns. Unde ești, mă? Așa. Sunt la modul ăla fatalist în care mă întreb care e rostul. Pentru că te lupți cu morile de vânt. Indiferent ce își dorește poporul român, conducerea țării va ignora cu succes. Evident, pentru o cauză mai mare, gen economie, industrie românească, stabilitate economică, cuvinte din astea masive pe care românii le sorb. Oh, stabilitate economică, frate, e bine să vindem tot ce avem pentru stabilitate economică. Păi că nu mai ai nimic, ești stabil economic, n-ai nimic, nu pierzi, nu câștigi, mai rău de atât n-ai cum. Când nu mai ai absolut nimic, ești stabil economic. Nu pare ce să fluctueze, e o constantă. Suntem săraci toți. Nu, suntem săraci toți noi ăștia. Ei, ăilalți sunt bogați. Na, ați văzut ăla cu legea lui, mai țineți minte pe Dragnea, parcă. Dragnea? Cu legea lui anti... Propunerea aia de lege idiotă. Că nu mai ai voie să vorbești de rău pe nimeni. Nu sunt de vorbit de rău. S-a trage atenția. Cum era, mă? O lege idiotă, ca și cel care a propus-o. Defăimării. Legea defăimării? Ce căsuță are cu două viloanțe în aceeași curte, cu pod între ele, care comunică între ele, da, le face să comunice, cu piscină în trei etaje, căderi de apă masiv, 7 mașini parcate în curtea interioară, că există și o curte exterioară, niște vreo 10 hectare de pădure în care omul să iasă să tragă cu arcul după păsărele. Ăla a propus legea defăimării. Adică nu înțelegeți, dacă el e un corupt masiv, că din salariul de parlamentar nu și-ar permite nimeni dintr-un salariu normal o casă de nivelul ăla. Aia nu e casă, aia e moșie, e un sat întreg între niște ziduri. Da? Și logica mă îndeamnă să cred că omul ăla are și alte venituri, are alte surse. Ăla! Pentru că hoțul strigă hoții de obicei, ăla a propus legea defăimării ca să nu poți să-i spui că-i hoț, că-l defăimezi. Eu n-am să-i spun că-i hoț. Doamne feri, să poate, nu e hoț. Se învârte. Reușește să se învârtă. Eu mă învârt, dar nu reușesc decât să stau 7, 6, 8 ore aici. Și când e nevoie, mă rog, mai calc pe cât un mort, pe cât un accidentat, vorba lui Ciprian. Te așez cu fundul pe craniu unia pentru că nu-l vezi că e noapte și ăla n-a fost în stare să-și aprindă farurile și crapă pe șosea de deștept ce e și tu nu-l vezi că te uiți la filmat și calci omul ăla mort pe cap. Asta e activitatea noastră. Cei care lucrează în domeniul ăsta și au fost măcar la un accident, un incendiu, așa, știu că se întâmplă și din adică. Pentru noi ăștia, că ajungi acasă și îți vomiți tot ce ai mâncat în ultimele 27 de săptămâni, nu ne trebuie mult, da? Pentru că dacă am avea mult, am mâncat mult și am vomitat mult. Noi trebuie să fim ținuți la stadiu de minim. La stadiu de minim. Băi, m-am săturat de muzică populară, frate, nu mai pot. E peste tot. Parcă românii numai asta ascultă. Da, una din personalitățile României, domnul Călim Popescu Tăricianu, care s-a declarat de mai multe ori un politician de tip nou, este șeful Senatului, al treilea om
ca putere în stat, după președinte și prim-ministru. Nu face decât să povestea asta cu intratul la prin spate ca să nu stea la coadă. Și nu doar că a intrat prin spate. S-a dus omul să-și preschimbe permisul, mă. Sau nu știu ce dracu să facă el la direcția de permise. Și a intrat pe ușa din spate la direcția de preschimbat permise. Direcția de regim, permise de conducere și matricularea vehiculelor. Da? Ok. În față, coadă de niște, ăștia zic, 1000 de oameni. Eu aș spune câteva zeci, dacă nu sute, de oameni la o coadă, la București. Bă, că a intrat el prin spate, e una, e grav, ca să-și rezolve problema, că n-a stat la coadă. Da? Partea și mai proastă este că atât de rău am ajuns ca populație și de proști suntem și de oi și de viermi în ochii lor, încât nimeni nu a avut acces. Deci oamenii care au stat la coadă au rămas în așteptare până când a plecat acest div, care este Călin Popescu Tăricianu. N-a avut nimeni acces înăuntru. S-a închis, da? Deci oamenii care stau la coadă au fost lăsați pe afară, închiși pe afară, pentru că era Călin Popescu Tăricianu intrat pe ușa din spate. Păi nici la Michael Jackson n-a fost așa, băi. Michael Jackson la You Are Not Alone permitea unei fete din public să vină pe scenă lângă el, până și ăla permitea să fie atins de muritorii de rând. Nu Călin Popescu Tăricianu. Călin Popescu Tăricianu, care este un Zeus, frate. Hai, nu un Zeus, că Zeus, dacă ar fi să ne luăm așa, ar trebui să fie Iohannis, că el e el primul. Prim, da? Dar măcar un Hades, frate, ceva acolo. El este o zeitate, o deitate. Nu poți să te atingi de el fără să te transformi în scrum. Ca urmare, în momentul în care Călin Popescu Tăricianu a intrat pe ușa din dos, fentând o coadă de sute de oameni care așteptau să rezolve exact același lucru ca și el, da, preschimbarea unui permis, în momentul în care Tăricianu a intrat pe ușa din dos, prostimea, pulimea, idioții de afară au fost închiși. Mă mir că n-au pus tulumbele cu apă pe ei sau să-i împingă cu lâncile, cu sulițele, cu scuturile, la o parte, 150 de metri distanță, că-i Călin Popescu Tăricianu în interior. Și îi respirați aerul, mă, vitelor. A intrat Călin Popescu Tăricianu. Lumea întreagă trebuia să se oprească. Întreprinderile să pună pauză pe mașini. Rutierii, oamenii din circulație, aflați în circulație, pe drum, trebuiau să pună frână și să claxoneze de 3 ore admirativ. A intrat Călin Popescu Tăricianu, o persoană care tocmai a pus ștampila de aprobat pe sistemul PCR, care funcționează la români de când s-a inventat românul. Pile, cunoștințe și relații. Călin Popescu Tăricianu, nesimțirea întruchipată, al treilea om în stat, ca influență, a aprobat sistemul PCR, pile, cunoștințe, relații. Și ei mă arestează pe mine că am dat mită unui medic să se uite mai atent la măseaua mea? Un scenariu idiot, nu am venit altceva acum, da? Ei mă arestează sau mă controlează ANAF-ul că am apelat la un amic, la un prieten să mă scape de nu știu ce taxă? Păi nu! Nu vreau! Nu sunt de acord! Și mă mir că împuțitul ăsta nu și-a dat demisia. Că trebuia. Pentru ce? Pentru nu că a fentat coada, că asta facem toți, băi. De la băl cu țâța în gură până la cel cu barba sură în România, tot românul face chestia asta. Dacă vezi 50 de oameni pe hol la doctor, bați-i în ușă să întrebi, nu mă, o secundă să pun întrebare. Nu, Vasile, stai la coadă și pui întrebare când îți vine rândul. Nu, dar noi suntem obișnuiți așa. Nu mă, o secundă să pun întrebare la domnul doctor. Nu, Vasile, nu vreau, stai la coadă. Pui întrebarea când îți vine rândul, nu când îți vine întrebarea. Și atunci ne mirăm că Tăricianu face chestia asta, a șuntat o coadă de 1000 de oameni sau cât spune presa acolo că era. Nu asta că a șuntat coada m-a deranjat pe mine în mod special. Da?
ci faptul că toți ceilalți au fost încuiați afară. N-a avut nimeni acces cât a fost Călin, Popescu, Tăricianu înăuntru. Iese nenea pe urmă, Călin, Popescu, Tăricianu. De ce? Pentru că v-am spus, mama de s-a obișnuit cu românii care sar coada. Dar îmi ținea prietenul aici un loc. Nu ține aici un prieten niciun loc. Da? Noi cu cozile suntem obișnuiți de pe vremea Ceaușescu, de când la Butere am prins și eu. Nu, mult e adevărat, nu pot să mă dau mare că am prins cozi pe vremea Ceaușescu, dar am prins câteva. Când stăteai la coada la lapte și îți mai lăsai papucii de casă sau nu știu ce dracu acolo, sau sacoșa, ca să știi că ăla e locul tău, sau la butelie când lăsai căcatura de căpăcel, da? Prins pe o sfârcică, să știi că e locul tău sau căruțul de butelie. Corect? Și noi ne-am obișnuit așa. Ne-am obișnuit să stăm la coadă și când să-ți vină rândul să intre 80 de prieteni de-ai tipului la care aștepți să ajungi, care să-ți ia locul. Suntem obișnuiți să face la român. Deci de ce să ne mirăm că, bă, Popescu Tăricianu, frate, omul ăsta, al treilea om în stat, face și el exact la fel, folosindu-se de funcția pe care o are. Nu asta m-a deranjat că aș untat coada. Încă o dată, mă repet, mă deranjează că toți ceilalți au fost nevoiți să stea afară ca vitele. Cât domnia sa a fost înăuntru. Explicația lui este și mai idiotă decât povestea toată. Preocuparea aleșilor nu este să stea la coadă, ci să se ocupe de nevoile comunității, spune Călin Popescu Tăricianu. Băi, eu sunt de acord, regina Marii Britanii, dacă ar avea de, să-și preschimbe permisul, da? Și să decidă soarta unui război, da, să presupune că regina Marii Britanii ar fi obligată să meargă să-și preschimbe permisul și să facă chestia asta ieșind de la un consiliu de război. Bă, ies și eu 10 minute să schimb permisul, da? Păi s-ar duce și ar intra prin spate. De ce? Că e mai important, frate! E obligatoriu să faci chestia cu permisul, dar trebuie să fii și la consiliu de război. Și atunci, băi, numai 5 secunde ies și eu să-mi fac permisul. Și nu ai sta la coadă. Intru prin spate, rezolv ce am. De ce? Am de rezolvat o chestie importantă, frate, sunt un consiliu de război. Da, măria ta, da? Luați permisul ăsta și mergeți, că consiliu de război. Ține de toată lumea chestia aia. Înțelegeți ce zic? Băi, România e pe punctul să trimită un om în spațiu cosmic. Este prima misiune spațială românească 100%, dar la naiba trebuie să mă duc să-mi iau o rețetă, rahat. Deci n-am cum să mă aștept. Da? Ce fac? Mă duc și nu vă supărați. Unde-i coada? Păi e acolo. Dom'le, am de trimis un om în spațiu, poți să intri primul? Intră bre și fă-ți treaba, adică dacă trimiți un om în spațiu, da? Preocuparea aleșilor este nu să stea la coadă, ci să se ocupe de nevoile comunității, spune Călin Popescu Tăricianu, aflat în vacanță, în concediu. Care-i nevoile comunității? Să căcape el? Ce nevoie avea comunitatea în momentul ăla? Hai, domnul Tăricianu, vă rog, că nu mai pot. De ce ești, bătare? Eu sunt comunitatea, bre, și am o nevoie. Dacă nu-ți permit, du-te și schimbă permisul, că mă, pe mine nu mai merge. Care-i nevoia comunității când tu ești în concediu? Și nu lucrezi. Ok, ăștia ba deja câmpii, l-au dat în judecată, au cerut DNA-ul pe el, au aruncat DNA-ul pe Tăricianul, pentru că acolo intervine clar un caz de implicare a cuiva care nu trebuia să se implice, că l-au băgat pe ușa din spate și așa mai departe. Până la pușcărie e cale lungă. Se cere pușcărie pentru Tăricianul pentru chestia asta. Mi se pare idiot că am auzit foarte multe opinii. Cum naiba să formulez? De la persoane care spun, da, e normal, mă, să facă treaba asta. E Tăricianu, frate. Tu, dacă ai fi Tăricianu, n-ai face la fel? Bă, cu siguranță aș face la fel. Oricine, dacă ar fi Tăricianu, al treilea om în stat, ar face la fel. La naiba, nu al treilea om în stat. Eu, în momentul ăsta, neamțu, fiind un terchea berchea, un nei ca nimeni, un târie brâu, în roman, îs o țără cunoscut. Da? Că la teatru, că mai și cânt, că mai apar și pe internet și mă cunosc cu oamenii. Da?
E clar că m-aș folosi de chestia asta dacă mâine aș avea nevoie să mă duc la, nu știu, să-mi schimb buletinul. Oricine ar face chestia asta? Mai ales că suntem obișnuiți. V-am zis, noi ca români suntem obișnuiți. Ești vârdea medicului, ești prieten cu contabilul cu tare, ești la taxe și impozite, o cunoști pe tantea de la ghișeu. Da, îți mai face un semn așa prietenesc, hai mai încolo că vorbim, te rezolvi imediat. Că se face, că e sistemul PCR, funcționează în România de când s-a inventat PCR-ul. Pile, cunoștind, nu partidul. Pile, cunoștințe și relații. Se face de la intrarea la film, când era cinematograful, și atunci mi-aduc aminte că aveam 7 ani, mă ducea tata la cinema și era domnul farmacist, haide domnul mai în față. Când oamenii din Roman mergeau la film și stăteau în picioare, ore în șir la coadă ca să-și ia bilete la film, tata era domnul farmacist. Ah, domnul farmacist, are-ți poftiți, vă rog. Da? S-a făcut și se face și o să se mai facă chestia asta cu șuntatul cozii. Dar niciodată în viață, când am intrat cu tata în cinema, n-au închis să ia cinemaul și n-a mai intrat nimeni. Niciodată. Asta este umilința aia mai mare. Nu faptul că un dobitoc a sărit coada, că se face. Umilința aia masivă este că toți ăilalți proști a avut accesul oprit. N-a mai intrat nimeni câtă vreme excelența sa, majestatea, sanctitatea, intangibilul Călin Popescu Tăricianu a fost înăuntru. E curios la un WC public ce se întâmplă, frate, când intră omul ăsta. Sunt Călin Popescu Tăricianu, toată lumea afară. Domnule, de eu încă mă mai cac. Îmi pare rău, ia-l cu tine. Afară! Dați cu el în acolo, trebuie să iasă. Ține-l bine și ieși. Pune-l într-o pungă. Afară toată lumea. Cine zic? Călin Popescu Tăricianu, frate, numai eu am voie să-mi fac nevoile aici. Toată lumea afară. Îl țin cu dinții. Ține-l mai bine. Ieși. Și ia. Oamenii au stat la coada aia și 90 de minute. Și s-au trecut pentru că fiind România vorbim de un sistem birocratic învechit fără sens și făcut parcă anume să te țină cât mai mult acolo. Eu cred că oamenilor de la ghișeile alea le ești drag la orice chestie de genul ăsta, că îți preschimbi buletinul, permisul, că îți plătești taxele, cred că le ești drag și vor să te țină cât mai mult acolo. Nu există un sistem simplificat. Nu, dimpotrivă. Dacă să zic că mă duc, aș vrea să-mi preschimb buletinul. Fii atent, cât de simplu este? Buletin. Da? Săruna. Bună ziua. Deja ceva nu-i în regulă, da? Bună ziua, ți-a răspuns la salut. Aș dori să-mi preschimb buletinul. Ăla e la vechi? Da, ia să vedem. Să uite la tine. Semănați? Da. Lăsați-l aici. Uitați o adeverință că mi-a lăsat buletinul. Veniți poi mâine. E atât de simplu. De ce e atât de simplu? Că ești tu. Se vede. Ești tu. Bună ziua, aș dori altul nou. Nu. În România trebuie să dovedești că ești tu. Și mi-aduce aminte de povestea aia cu tipul care s-a dus să plătească nu știu ce dracu și tantea de la ghișeu nu credea că e el în buletin și a fost nevoit să ceară unui polițist o amendă ca ăla prin amendă să certifice de fapt că cel din buletin e el. Nu știu dacă e poveste, nu știu dacă e fabulă, dar pare destul de absurdă ca să fie reală în România. Nenea s-a dus, a dat buletinul, tantea de la ghișeu a spus, dar nu semănați. Păi nu mai semăn că buletinul am îmbătrânit între timp, nu o să vă vine să credeți. Buletinul nu îmbătrânește, că nu-i portretul lui Dorian Gray. Nu îmbătrânește odată cu mine poza din buletin. Păi nu pot să vă tai nu știu ce dracu, chitanță, pentru că nu semănați cu ăla din buletin. Cu coană, ăi, buletinul meu, ce trebuie să fac ca să dovedesc că-s eu? Până la urmă a ieșit cu scandal, a venit un polițist care a zis, domnule, îți dau amendă dacă mai faci scandal. Și ăsta a avut un puseu de scripire de geniu. Da, dă-mi amendă. Păi pe ce nume? Pe ăla din buletin. Hai să văd acum, care din voi doi greșește? Și i-au dat amendă și ha! S-a rezolvat. Da? Deci eu sunt. Vorbim de situații birocratice idiote în care, într-o țară în care o femeie umblă în instanțe de ani de zile ca să demonstreze că e vie.
Despre ce vorbim? Corect? De-aia spun că eu cred că ăstora de la ghișee le ești drag și încearcă să te țină cât mai mult, punându-te să mai aduci un timbru, n-ai dat o limbă pe partea bună. A timbrului. Mai o adeverință care să adeverească că adeverința anterioară este o adeverință reală bazată pe un act notarial, da? Mai o ștampilă, mai uita să pui semnătură, te întorci iarăși, v-am adus și semnătura, ați uitat să puneți semnătura completă, trebuia numele în clar, te duci, o faci din nou, pui numele în clar, dar de ce n-aveți amprenta digitală, n-ați dat o probă de salivă, asta e la noi, da? Trebuie să ai o procură care să ateste că persoana, pot să vă dau scenarii destule, o chitanță care să arate că ai plătit faptul că ai plătit o chestie pe care aveai nevoie, la care aveai nevoie de o chitanță care să ateste că ai luat o adeverință care să adeverească că ai plătit prima chitanță, ceea ce e imposibil pentru că n-ai plătit prima chitanță înainte să iei adeverința, dar te învârtăi așa într-un fel încât la final totul se rezolvă, da? Că am întâlnit situații, bună ziua, aș dori să-mi preschimb buletinul, aveți certificat de naștere? Am certificat de naștere. Ăsta este. Păi și cu ce demonstrați că e certificatul de noastră? Cum? Da? Genul ăsta de bună ziua, buletinul, puftiți, ăsta este. De unde știu că sunteți noastră? Păi eu vin cu certificatul de naștere, puftiți. Dar certificatul de unde știu că e noastră? Cum facem asta? Adică ne învârtim așa. Cine a fost mentit? Ou sau găina? Păi vă aduc certificatele, buletine, declarație de la părinți că m-au născut. Da, dar pe lângă declarația aia, pe proprie răspunde, trebuie să vină cu o adeverință care să adeverească faptul că declarația este reală și că părinții din asta chiar există. Deci trebuie să mergeți buletinele lor. Plus certificatul de căsătorie. Și o adeverință care să adeverească faptul că n-au divorțat. Și când te întorci cu toate astea, aș dori și o adeverință care să adeverească faptul că n-au murit. Da, poftiți. Da, perfect. Deci declarația proprie spune că n-au murit, că-s vii. Păi sunt vii, că au semnat amândoi. Bun, atunci am nevoie de la starea civilă de o adeverință care să adeverească faptul că nu s-a eliberat niciun certificat de deces pe numele părinților. Vasile, nu vreau decât un rahat de buletin! Ce? Vorbim de părinți! Am ajuns la 7 generație deja! Cu ei nu mai pot să vorbesc, că-s morți! Îmi trebuie un medium ca să vorbesc cu ei. Vorbim de România. Ăștia de la ghișee, ăstora le e drag de tine. Și ajungi să stai ore în șir umblând de la un ghișeu la altul, de ajungi să le cunoști inclusiv problemele personale la oamenii ăia. Ce mai face băiatul dumneavoastră? În ultimele 2 ore cât m-am învârtit pe la ghișeele astea, a intrat la facultate, e mai bine? Cum mai stă cu piciorul? Mama dumneavoastră, e mai bine cu ficatul? Ficatul? E mai bine tot. Ajungi să-i cunoști personal pe oamenii ăia, dar se creează așa o legătură. De asta e mișto să mergi să stai la rând la ghișee, să-ți plătești, îți faci datoria cetățenească, să-ți plătești taxele, impozitele și ajungi să te împrietenești cu oamenii ăia. Că, hai, poate nu să te împrietenești, dar să fie așa o stare mai... Că ajungi să-i cunoști, că îți petreci o grămadă de timp acolo. Deci s-a stat la coada respectivă, la rând, 90 de minute, zice omul care scrie articolul ăsta, s-a trecut pe la 4 ghișee, lucru pe care tărăceanul nu l-a făcut, evident, n-a stat nici 90 de minute, nici n-a trecut pe la 4 ghișee, la el au venit ghișeele. Eu sunt curios dacă ăia care au venit să-i rezolve problema lui tărăceanul au venit cu tot cu un perete, cu un gemuleț. Că sunt obișnuiți, domnul tărăceanul, datura asta au coborât ghișeul la nivelul lui tărăceanul, ca să nu cumva să se aplece domnia sa. Al treilea om în stat nu se apleacă în fața nimănui. Da? El când se șterge la fund, o face ridicând ambele picioare așa. Nu se apleacă, că e tărăceanul. Deci, tărăceanul n-a stat la coadă. Tărăceanul n-a umblat pe la 15 ghișee ca să-și plătească și tărăceanul cu siguranță n-a dat cu limba pe niciun timbru. Nici nu i-au cerut 50 de bănuți sau vă dau o gumiță în schimb. Nu, pentru că vorbim de tărăceanul și el are alte preocupări decât să facă toate astea. El trebuie să se ocupe de nevoile comunității. Domnul Tăricianu, vă anunț că în momentele în care dumneavoastră făceați chestia asta, eu am avut o stare de greață și am vomat și n-ați fost acolo să mă ștergeți la gură, deși era om nevoia comunității. Eu fac parte din comunitate. Eu nu știu exact unde erați, dar cu siguranță nu v-ați ocupat de problema mea.
Este posibil că la ora deschiderii ghișeilor reluarea să fi fost și 1000 de persoane la coadă. Însă la cele 4 ghișee deschise de la etajul 1, unde se schimbă permisele bucureștenilor, erau doar vreo 120 de persoane. Putea să fie și una singură. N-a stat la coadă Tăricianu. Ia uite, frate. Mai țineți minte când românii erau încântați de ideea că prim-ministrul nu știu cărei țări mergea cu metrou, cu bicicleta sau cu autobuzul și spunea, bă, la noi niciodată nu o să vezi așa ceva? Și s-a dus omul să-și preschimbe permisul, mă, singur, că putea să trimită un din ăsta, un lătrător de-al lui, cu hârtie. Mi-a zis nenea Tăricianu să-i dați permisul nou. Nu s-a dus personal, deci trebuie să apreciați efortul. Un om de talia lui Călin Popescu Tăricianu s-a dus personal să-și preschimbe permisul de conducere, când putea să dea o ordonanță de urgență, să o treacă repede prin Senat și să-și facă un ghișeu chiar lângă pupitrul lui din Senat. Să-și aducă o filială a serviciului de preschimbări de permise chiar acolo el, ca să nu se miște, doar să întoarcă să spună vreau permisul ăla nou. A făcut un efort deosebit domnia sa, a mers printre prostime, printre bucureșteni și a respirat pârțurile ăstora și râgâierele și mirosul de KFC și de McDonald's, mirosul de pizza, de canalizare. Nu i-a respirat, el a mers cu mașina care presupun că e închisă ermetic și respiră un aer purificat. Vă spuneam ca în sarcofagul ăla, Michael Jackson. Da? El. Și a mers totuși cu mașina personal până la acest serviciu. Pe urmă va ieși în presă și va spune, da, a mers foarte repede, mă, nu înțelegi de ce să plâng bucureștenii, că merge greu. Înțelegeți că aici se formează ideea pe viitor. Să nu mai aud românii că merge greu și că România este o țară super birocratizată. Păi, frate, eu m-am dus și m-am rezolvat în 5 minute. Cum pot să, dacă eu personal am fost acolo și mi-am rezolvat? Ce vorbiți de cozi de mii de oameni? Vorbiți de cozi de sute de oameni? N-am văzut așa ceva. Păi m-am dus în 5 minute, mi-am rezolvat, mă. De unde mâncați rahat că să stă la coadă și că trebuie să umble după 800 de mii de hârtii? Bă, le-am avut pe toate în dosar, bă, nu mi-a trebuit nimic, mă. Tot ce am avut, le-am dat, am procedat legal, luat domnule dosarul, s-a uitat în el, bun domnul Tăricianu, l-aveți pe toate, hai, ia permisul. 5 minute a durat, ce tot mâncă românii rahat că se stă la coadă? Nu se stă nicăieri la coadă. Înțelegeți? Așa se creează imaginea. Și mâine sau pe mine, când Remus Cernea va spune din nou, bă, tăiați jumătate din pădurile României ca românii să aibă tipizate să-și facă ceva, că le trebuie sute de mii de hârtii, Tăricianu se va ridica și va spune, domnul Cernea, mănânci rahat. Nu se stă la coadă. De ce? Personal am fost să-mi rezolv o problemă și n-am stat la coadă deloc. Deci nu știu despre ce vorbești. Ce spuneai că trebuie sute de mii de hârtii ca să-ți preschimbi permisul sau buletinul sau ce dracu mai trebuie? Nu trebuie, bă, nimic. De eu n-am fost personal. Am fost și nu mi-a trebuit nicio hârtie. Le-am avut pe toate din prima la minimă. Ce vorbim prostii aici? Da? Și în capul lui va fi ideea că românul este mincinos, mă. Prostimea, populația minte și exagerează și că totul este perfect. Așa se merge pe ideea că suntem o țară în plină dezvoltare economică. Să muriți voi! Unde? La voi acolo, că n-ați trăit niciodată la nivelul de jos. Unde e dezvoltarea asta economică? Am murit când am auzit zilele trecute. România cunoaște una dintre cele mai bune dezvoltări economice din Europa. Cum? Cine v-a zis asta? Domnule, au crescut salariile. A crescut salariul cu 50 de lei. Evident, e o creștere. Da? Dar ați luat din altă parte. În școli nu mai ajunge nimic. În spitale nu mai ajunge nimic. De ce? Că ați crescut salariile. Banii nu se mulțesc. Ei rămân constant într-un măr. Dacă tai jumate, nu poți să faci alt măr. Că ai luat jumate din el. Trebuie să iei jumate, să dai în altă parte și să-i împarți. De aia se cheamă împărțirea bugetului.
România a crescut una dintre cele mai bune, o dezvoltare economică, o creștere economică din Europa. A cui? Nu a mea. Eu câștig la fel. În continuare către stat se duce aproape jumătate din ce câștig. Am statul ca partener, dar nu m-a încasat. Statul nu mi-aduce publicitate. Noi suntem o televiziune. Suntem 3 oameni, 4 oameni în televiziunea asta. Și trăim din publicitate. Așa de mare dezvoltare economică, nu avem publicitate. Firmele din zona Romanului abia trăiesc de pe o zi pe alta. Nu au un buget alocat pentru reclamă, pentru publicitate. Ca urmare, toți cei care trăiesc din publicitate trăiesc prost. Unde e dezvoltarea asta economică, creșterea economică asta masivă pe care o anunță așa de important guvernul? Că nu o simt deloc, din potrivă, e mai rău decât anul trecut. PIB-ul României a ajuns, și a cui e vina? Stai așa să vedem, cine zice prostia asta? Nicu Dureu, Human Resources and General Affairs Director în cadrul producătorilor de aluminiu altul, mi s-a limbă în gură de Human Resources. Vina este a celor care au plecat din țară, îi conducem prost. Dacă e să trag o concluzie după titlu. Ați plecat din țară, mă, de-aia o duce România prost. PIB-ul României ar fi ajuns la peste 200 de miliarde de euro dacă măcar jumătate din emigranți ar fi rămas în țară. Ca angajați sau antreprenori. Ați plecat la mai bine, mă, tu vă în lampă de nenorociți în loc să stați aici și murim cu toți de foame. Dacă ați fi rămas în țară, jumătate dintre voi, PIB-ul României ar fi ajuns la peste 200 de miliarde. Dacă pot să traduc și să adaptez acest titlu. Dacă ați fi rămas în țară, am fi produs mai mult, într-adevăr, vreo 200 de miliarde ca să îi îmbogățim pe ăștia. PIB-ul României, 200 de miliarde de euro, sună atât de bine încât trebuie să împarți între 200 de oameni. Cât sunt în Parlament? Vreo 700. Cât sunt importanți de adevăratele? Vreo 200. Cât un miliard de om? Țavă PIB-ul României. Țările ex-comuniste duc campanii de atragere acasă a locuitorilor care au plecat să muncească în Europa de Vest, deoarece și-au dat seama că emigrația costă anual procente din PIB, scriu cei de la Bloomberg. Știți că Letonia, zic bine, nu mai țin minte exact ce țară, te vreau înapoi, este sloganul cu care au pornit o campanie întreagă de întoarcere cumva din drum a celor care au emigrat, emigrează sau doresc să emigreze. Te vreau înapoi. Bă, super mișto. Oamenii vor pleca oricum. Dar măcar mesajul este te vreau înapoi. De câte ori n-am spus chestia asta într-o viață de om? Că ești bărbat sau femeie. Ai spus măcar o dată treaba asta cuiva. Te vreau înapoi. Nu degeaba. Simt ceva pentru tine. Te vreau înapoi. Da? România nu face chestia asta, dar dacă ar fi să facă, am postat ieri pe Facebook, sloganul României ar fi semnat de ANAF, nu de Guvernul României. Guvernul României nu știe nici măcar unde îi sunt românii. Mai află din presa străină că mai e vreunul condamnat la moarte prin Malaezia pentru trafic de droguri. Dacă n-ar fi condamnat la moarte, nici n-ar ști că românul ăla e acolo. Corect? Pentru că nu există un sistem de evidență. Nu există. Sunt români care pleacă din țară și nu știe nici dracu de ei până când nu se întâmplă ceva. Da? Deci, Guvernul României nu ar semna o campanie de genul băi, nu plecați din țară. De ce? Pentru că nu știe unde sunt românii. În schimb, ar semna campania asta ANAF-ul. Te vreau înapoi? Am postat ieri pe Facebook. Te vreau înapoi ca să-ți plătești taxele, bă. Dacă ANAF a spus de curând campania aia cu ce trebuie să știe românii care pleacă în străinătate, unde trebuie să-și plătească impozitele la ANAF. Vasile, am plecat în străinătate tocmai ca să scap de ANAF. Nu o să vă vine să credeți, dar sunteți atât de dragi încât am plecat din țară ca să scap de voi. Au găsit ei o variantă să plătești inclusiv dacă lucrezi în străinătate.
în litera legii. Există legi care te fac să plătești statului român chiar dacă tu îți rupi spinarea în Argentina. Tratate bilaterale de impozitare ca să nu intre la dublă impozitare. Da? Există o lege și pentru chestia asta. ANAF-ul ar semna campania asta. Te așteptăm să-ți plătești impozitele. Cu drag. ANAF-ul, care tocmai a anunțat că persoanele care pleacă în străinătate pentru mai mult de 6 luni trebuie să treacă în termen de 30 de zile pe la cel mai apropiat sediu ANAF ca să mai plătească nu știu ce dracu. Poftiți, vă rog? Păi dumneata crezi că eu plec din țară de bine? Dacă vrem să plătesc taxe și impozite statului român, rămâneam dracului în România. Așa prefer să mă duc să plătesc mai puține taxe și impozite în altă țară. E adevărat, în alte țări chiar se muncește mai mult pentru a acoperi taxele și impozitele. Dar măcar le plătești mai repede, mă. Dar trec din când în când pe la Direcția Finanțe, pe aici prin Roman, unde 10 de oameni stau în picioare pe un hol atât, nu exagerez. Dacă întinzi mâinile în laterale, nu poți să le întinzi, că te lovești la coate. 10 de oameni stau în picioare într-o căldură infernală. Acum mai puțin că a venit toamna deja. Dar astă vară, în iunie, în iulie, măi, am văzut un om care își umplea sticla cu apă de la subsoară, așa de tare transpira. Da? Ca să-ți plătești tu taxele și impozitele către stat, tot tu te duci și te umilești. Nu ăia care îți colectează taxele și tot tu. Ești și bătut și tut și cu banii luați. Sesizați că mă autocenzurez, punându-mi singur bipuri. Da? Ăsta e roșiu. Atât de mulțumit și de obișnuit, frate, mi-am și scăpat datoria, am avut parte și de sex. L-am primit, dar se cheamă că-i sex, da? Ăștia sunt românii, mă, s-au obișnuit cu răul. Nație de fataliști, cum spuneau cei de la adevăr. Dar dacă ăștia care pleacă din țară ar rămâne măcar jumătate din ei, trădătorii, fugiții, da? Dezertorii, ar rămâne în țară, PIB-ul ar putea ajunge la peste 200 de miliarde de miliarde de euro. Deci s-au scos, s-au găsit vinovații. Nu e țară prost condusă, vândută, fără nicio resursă, că le-am dat pe toate, am ajuns la fundul sacului. Nu, vinovații sunt aia care au plecat să muncească. Aia-ți dă vină că o ducem prost. Da? Ziarul Financiar... A fi antenă. Acum vă zic, România ar fi avut un PIB de cel puțin 200 de miliarde de euro, nu de 160 cum a fost anul trecut, dacă măcar 1 milion din cele 3 milioane de români emigranți ar fi rămas ca angajați în țară. Vă dau o sugestie, domnilor, ca să ajungem la PIB de 200 de miliarde de euro, supraimpozitați marile averi. Iată ideea. Confiscați averile dobândite ilegal. Yay! S-ar ajunge la PIB de 200 de miliarde, iată așa. Confiscați averile dobândite ilegal. Nu mai țineți în pușcării pe banii statului cele peste 2 milioane de deținuți. Pentru că îi plătiți ca să stea acolo. Dacă tot îi plătiți, puneți-i la treabă. E de altă idee. Nu avem autostrăzi pentru că nu putem să facem o licitație cinstită, dar nu ne trebuie. Avem forță de muncă gârlă. Ghici unde? În închisoare! Unde stau degeaba? Dom'le, noi am vrea, dar nu avem oameni. Ba, aveți oameni! Unde? În închisoare! Unde stau degeaba? Scoate-i la muncă! Statele Unite și-au făcut sistemul de drumuri, de străzi, de poduri pe bază de muncă de deținuți. Păi, au muncit, li s-a scăzut din pedeapsă. Câte zile de muncă ai, zile de muncă, de zile de închisoare ți se scad. Hei!
îi plătești, le dai masă, bine, că trebuie să-i ții, nu? Ca și până acum, dar în loc să stea degeaba să frece menta și să-și o tragă unul altuia în cur, îi scoți la muncă, le pui o sapă în mână și ai autostradă. Sub supraveghere, cu arhitect, inginer, nu le dai utilajele pe mână, o să fie și echipele de la CNADNR, care n-are decât 6.000 de angajați care freacă menta, și pe ăștia îi pui la muncile brute, bă, luați bolovanii ăștia, săpați șanțul ăsta, mântindeți foara asta, toarnă tu asfaltul fierbinte. De ce? Că spârnă Iași. Nu, Ministerul Justiției n-a găsit altă idee mai bună decât să le ofere contracte de muncă unor oameni care au încălcat legea, lăsând la o parte milioanele de români șomeri care nu au încălcat legea, dar nu-și găsesc de muncă. Până ea și sunt mai importanți. E România. Și toate astea se întâmplă din vina voastră, mă, astea care ați plecat din țară. Conform celor de la Bloomberg. Vina este voastră, că dacă rămâneați în România, băi, înțelegeți sarcasmul, adică, da, eu n-am nimic, mă bucur că ați plecat, sincer spus, să nu vă mai întoarceți niciodată. Eu, la rândul meu, aș vrea să plec din nou. Că m-am săturat de nesimțirea de aici. Vreau înapoi un orășelul al meu, de care m-am îndrăgostit iremediabil, vreau înapoi în Castalia, unde oamenii se cunosc între ei, unde ți se zâmbește când te duci la cumpărături, unde ți se zâmbește și se vorbește frumos de 100 de ori dacă e nevoie să te lămurească la administrația publică locală cu câte ceva, pentru că e posibil să nu pricepi, mai ales când te văd că ești străin. Nu știu dacă înțelegeți că m-am dus să mă interesez de ceva și mi-au explicat tantele alea de acolo de 8 ori. Și am întrebat de fiecare dată, îmi cer scuze, nu am înțeles, puteți găsi alte cuvinte mai simple, pentru că nu vorbesc spaniolă ca lumea, nu vorbesc. Și m-au întrebat, vorbiți engleză, măcar zic, engleză pricep, vorbesc, da? Numai o secundă că o chem pe colegă, poate vă lămurești. Și mi-a vorbit foarte de 8 ori, mi-a explicat. Dacă întrebam de 8 ori la ghișeu aici, la primărie, mă bătea tante respectivă cu dosarul în cap. Înțelegeți? Vreau înapoi unde este civilizație. Nu, că e clar că în România nu o să fie niciodată. Vreau înapoi unde este. O vreau înapoi. Și toată vina pentru că România o duce prost e a voastră. N-au găsit alt vinovat. Nu e proasta guvernare de un sfert de secol încoace. Nu e faptul că s-a vândut tot ce am avut. Nu e faptul că s-au scos în șomaj milioane de români prin vânzarea pe un dolar a marilor platforme industriale. Nu, este vina voastră că ați plecat din țară în loc să rămâneți aici. Da? Cineva e vinovat. Cum încă n-ați murit, mortul e de vină. Nu sunteți în țară să vă puteți apăra de asemenea idioțenie. Practic, sunteți morți pentru România și vinovați. Dragilor și dragilor, cu aceste gânduri prietenești... Festivalul de la Sighișoara nu se mai ține că nu sunt fonduri. Nici pentru asta nu mai sunt fonduri. 15 milioane de lei au oferit Firea Catedralei Mânuirii Neamului. Nu sunt fonduri pentru festivalul de la Sighișoara. Bine, adevărat, orașe diferite, conduceri diferite, decizii diferite. Dacă ai idee. Cu aceste gânduri de pace frățească și de iubire frățească și conațională, dragilor și dragilor, vă mulțumesc pentru atenția oferită. Dacă sunteți în străinătate, din vina voastră o ducem noi prost. Toate bune!